Specialiștii în știința alimentului atrag un semnal de alarmă cu privire la consumul de alimente îmbogățite cu aditivi alimentari periculoși pentru sănătate. Lista de aditivi utilizați în produse alimentare din România este mai bogată, să zic așa, mai largă decât lista de aditivi utilizați și permiși în Statele Unite Europene și mai bogată sau mult mai generoasă decât lista de aditivi utilizați, spre exemplu, în Statele Unite. În Statele Unite există mai multe comisii care statutează siguranța alimentară și care verifică și monitorizează. În principal, FDA-ul este cel care monitorizează absolut tot și sunt foarte atenți la siguranța alimentului și la sănătatea consumatorului. Aditivii alimentari sunt substanțe folosite pentru a colora, emulsiona, conserva sau pentru a intensifica gustul alimentelor. Aditivii sunt acele substanțe adăugate în ultima perioadă, în ultimii 200-300 de ani. Deci, din dorința de a genera un profit cât mai rapid, foarte mulți dintre producătorii din industria alimentară au utilizat aceste aditivi și nu numai din această dorință, din dorința de a diversifica piața alimentelor, din dorința de a veni în sprijinul consumatorului, în sprijinul realizării unor cerințe identificate în prealabil prin acele studii. Specialiștii în siguranța alimentară sfătuiesc populația să citească eticheta cu atenție și să nu cumpere produse care au în componență mai mult de 3 aditivi alimentari. Ar fi bine să ne uităm să nu aibă mai mult de 3 aditivi. Ar fi indicat. Sunt produse, dau un exemplu așa, de produse care au foarte multe substanțe din clasa aceasta de aditivi. Sunt sosuri, sunt creme, sunt topping-uri, sunt geluri, sunt înghețate, sunt sucuri concentrate, în care marea majoritate a compușilor sunt din aceste categorii.